Vă invit să redeschideți Cartea Sfântă Biblia la 2 Samuel, capitolul 23, versetul 8, pagina 352. 2 Samuel, capitolul 23, de la versetul 8 până la versetul 12 inclusiv. Biserica despre care știu că are sigur viitor, când deschid Cartea Sfântă Biblia, are un sunet special de foșnet de pagini. Domnul să vă binecuvinteze și cei ce n-ați venit cu Bibliile să vă ierte. Nu prea merge amin aici, da? Și să vă ajute data viitoare să veniți cu Biblia. Amin. Cam greu, dar vă mai dau o șansă. Amin. Doamne ajută. Iată numele vitejilor care erau în slujba lui David. Iosheba-Shebet, tachemonitul, unul din fruntașii căpeteniilor. El și-a învârtit sulița peste 800 de oameni pe care i-a omorât dintr-o dată. După el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi, el era unul din cei trei războinici care au ținut piept împreună cu David, împotriva filistenilor strânși pentru luptă, când bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțimi. El s-a sculat și a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna și a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar numai ca să ia prana. După el, Shama, fiul lui Aghe din Harar. Filistenii se strânseseră la Lehi. Acolo erau bucate de pământ semănate cu linte și poporul fugea dinaintea filistenilor. Shama s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și a bătut pe filisteni și Domnul a dat o mare izbăvire. Și acum, ca să fiu sigur că toți rostiți cu voce tare o propoziție din Biblie în această slujbă, versetul 12, ultima propoziție, de la și Domnul, o rostim cu toții, dar cu foarte mare atenție, că dacă văd pe cineva care nu citește, repetăm, e din timpul noastră, nu-mi luați din predică, bine? Da? 3, 2, și Domnul a dat o mare izbăvire. Amin. V-ați calificat, puteți lua loc. Sunt bucuros să fiu și în această seară cu dumneavoastră și nu vă spun lucruri ieftine. Bucuria mea este deplină pentru că aici, în Germania, mai precis în localitatea dumneavoastră, există o mărturie vie, există o lucrare autentică a Duhului Sfânt, există un plan al lui Dumnezeu și să știți că aveți o mare binecuvântare ca în diaspora să aveți o biserică precum sunteți dumneavoastră și să formați un trup al lui Hristos într-o biserică locală și pentru asta zicem lăudat să fie Domnul. Biserica Betania, bordul pastoral, fratele Vasile Bojol Pavel, Sămărean și ceilalți slujitori vă salută, chiar dacă vă transmit asta la ultima slujbă. Salutul bisericii noastre este Maranata. Domnul nostru. Ori de unde vom fi, important e ca Domnul să fie al nostru. Din Austria, din Australia, din Germania, din Franța, din România, asigură-te oriunde ai fi că Domnul e și al tău. Domnul nostru vine. Slăvit să fie numele Lui. În această seară am primit din partea Duhului Sfânt călăuzirea să transmit un mesaj despre modul în care ne caută Dumnezeu pe noi ca și creștini și ce vrea să facă Dumnezeu prin noi. Mai ales în momentele în care toți din jurul tău îți spun tu nu mai poți face nimic. Tu trebuie să pui armele jos. Tu trebuie să te oprești din luptă. Lupta ta nu mai are nicio logică. Dacă vei continua să te lupți, vei fi doar mai învins decât ai fost deja. Viața de umblare cu Dumnezeu este o viață continuă. Ori de câte ori te oprești, faci pe plac diavolului. Trebuie să mergi. Uneori ai momente în care poți să mergi în picioare pe drumul credinței. Sunt momente în care trebuie să mergi în genunchi. Sunt momente mai dificile când trebuie să mergi în coate. Și uneori trebuie să te simți că pui fruntea în țărână și totuși mergi. Și dacă mergi numai un milimetru, nu te opri. Mergi înainte. Nu schimba direcția, nu schimba obiectivul, nu îți rata ținta și nu o muta. Mergi
înainte, indiferent ce ar fi. În închisorile comuniste, un autor creștin a fost încarcerat pentru credință și cel mai probabil pe nisip a gravat niște versuri. Numele acestui poet creștin este Radu Gir. Bărbatul acesta și-a intitulat poezia de câteva versuri Îndemn la luptă. Și el zicea: nu dor nici luptele pierdute, nici rănile din piept. Nu dor, cum dor acele brațe slute care să lupte, nu mai vor. Nu ești învins atunci când sângeri, nici ochii când în lacrimi ți-s. Adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis. Când ai încetat să mai visezi pentru casa ta, mamă, când te-ai oprit, tată, să te mai gândești ce vor ajunge copiii tăi să lucreze pentru Domnul, când nu te mai interesează nimic din cum înaintează lucrarea Domnului prin tine și prin casa ta, când nu mai ai niciun obiectiv pentru împărăția lui Dumnezeu, am o veste groasnică, dar realistă, deja ești învins. Când nu mai ai niciun vis de la Domnul, nu printr-un mesaj profetic, când nu mai primești niciun mesaj, nicio telegramă divină pentru tine și pentru viața ta spirituală, când nu te mai interesează ca săptămâna viitoare să fii mai pocăit decât săptămâna asta care trece, ai grijă. Asta e adevărata înfrângere. De aceea mesajul pe care l-am se intitulează Nu renunța la luptă niciodată. Nu renunța la luptă niciodată. Oamenii sunt tentați să spună, de data asta ne oprim, e prea greu să mai luptăm. Tu nu vezi că toți îți spun că n-are logică să mai lupți? Tu nu vezi că nu mai are niciun sens implicarea ta? Tu nu vezi că nu mai ai succes, nu mai ai biruință, nu mai ai putere, nu mai ai vlagă de altă dată, ai trecut de o vârstă anume? Nu renunța la luptă niciodată. Există un singur moment în care avem dreptul să ne oprim. Și atunci începe adevărata bucurie, adevărata biruință, când treci linia de sosire în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci vom fi totdeauna cu Domnul. Amin. Slăvit să fie Domn. Până atunci, nu renunța la luptă niciodată. O să ne uităm la trei bărbați care din perspectivă socială erau cei mai slabi. Care din perspectivă generațională, cine era tata, cine era mama, nu meritau să ajungă biruitori. Care din perspectiva situațiilor la care au fost expuși, a circumstanțelor contextuale, trebuiau să renunțe. Când toți strigau în sală, lasă, nu mai fă nimic, oprește-te. Tu nu vezi că mori? Tu nu vezi că nu mai ai niciun sos de izbândă? Tu nu vezi că mai ai doar câteva fracțiuni de secundă care îți bate pulsul și îți bate inima? Oprește-te! Cei trei bărbați, în pofida tuturor circumstanțelor care erau groaznice, s-au dus înainte. Ne uităm la un bărbat care e numit Iosef Bașebet. Mai că ți se plimbă limba în gură când te zici numele. În momentul în care ne uităm la cine era el, contextul din care venea, familia din care făcea parte, ne dăm seama că n-ar avea niciun argument să creadă că vreodată ajunge ostaș în armata regelui. El nu-i de origine pur sânge evreu. Biblia zice tachemonitu. Un bărbat care era dintr-o familie, probabil doar unul dintre părinți evreu. Un bărbat care din perspectivă ebraică trebuia să fie etichetat. Trebuia să fie scos în fața clasei și bajocorit. Trebuia să fie uitat de oameni. Trebuia să fie nebăgat în seamă. Un bărbat care putea să se lamenteze o viață întreagă și să spună, eu nu pot nimic, eu nu știu nimic, eu n-am succes, tata nu-i important, mama nu-i importantă, părinții mei n-au viitor, copiii din jurul meu nu pot să-mi dea credit, n-are niciun sens să mai încerc să am biruință. Voi pune armele jos. Tachemonit. Evreii nu erau rasiști, evreii erau cu niște legi rigide. Dacă nu erai din poporul ebraic, n-aveai nici o șansă. Dar uitați-vă la o minune. Nu doar că are o șansă anume. Bărbatul acesta nu ajunge un ostaș obișnuit, general, sau un om așezat în armată ca un om comun. Uitați-vă că există trei stadii în armata lui David. Există trei nivele
Biblia zice, unul din fruntașii căpetenilor. La primul nivel sunt soldații de rând. Oamenii care stau să tragă cu armele. La nivelul următor, deasupra lor, sunt căpetenile. Și deasupra căpetenilor sunt fruntașii. Cei mai importanți. Băiatul care era bajocorit la școală. Băiatul care se spunea, tu nu știi limba ebraică foarte bine, cam o strâcești. Băiatul care avea toate motivele să spună, nu voi fi relevant, n-am impact, nu pot, nu știu. Părinții mei nu mi-au dat zestrea necesară să ajung cineva. Și putea să se plângă o viață întreagă. N-ajunge doar soldat în armata lui David. Trece de nivelul de soldat, e ridicat în grad deasupra căpetenilor, ajunge fruntașul căpetenilor. Pentru că vreau să spun ceva în această seară. Viitorul tău nu depinde de tata, de mama, de bunici, de nepoți, de frați, de surori, de oameni slabi din jurul tău, de tot ce spun oamenii din jurul tău. Viitorul tău depinde de regele. Lăudat să fie numele lui. Lăudat să fie numele lui. Într-un context ebraic în care, în mod rigid, nimeni nu putea să intre în armata ebraică. Dumnezeu parcă face o excepție și zice, nu, voi face ceva diferit. Pe un tachemonit îl îngădui să devină fruntașul căpeteniilor soldaților evrei. Lasă Dumnezeu în istorie, în Biblie, momente și personaje. Ca imorala Rahav. O femeie care nu merita nimic, dar care într-o zi a zis, cred că voi sunteți reprezentanții lui Dumnezeu. Cred că cu voi e Dumnezeul lui Israel. A intrat groaza în noi și în armata noastră din Ierihon. Dar în mine nu-i doar groază. A început să se nască o credință în Dumnezeul adevărat. Și am o frică specială de numele Domnului. Știți că genealogia Mântuitorului al lui Mesia trece prin Rahav? Că dacă ai avut momente în viață în care, din cauza situațiilor prin care ai trecut, ai simțit că ești un gunoi, o epavă, indiferent cât de adâncă e groapa în care ai căzut, și trist e că sunt gropi în care te aruncă chiar frații, ca pe Iosif, nu uita, există speranță și pentru tine. Și ce e important, nu renunța la luptă. Nu te opri. Nu pune armele jos. Nu strânge, vorba românească, ca trafusele și dispari. Nu-ți lua jucăriile ca un copil. Să zici, gata, nu mi-a ieșit lucrurile cum am vrut eu, mă las de biserică, te cer de Dumnezeu, de voi, să n-aud de voi. Nu renunța la luptă. În primul rând, indiferent de numărul dușmanilor tăi. E ușor să stai să lupți când ești într-o luptă cot la cot, adică la nivel tău. Când dușmanul tău este pe nivelul tău și dacă e un pic mai slab, mai puțin antrenat decât tine, ai curaj să lupți. Dar când ai de luptat cu 800 de oameni, 800 de oameni, cât suntem aici, aproximativ? 200, 4 ori mai mulți, toți cu arme. Să știi sigur că toți ăștia din toate direcțiile trag în tine. Te întreb, e ușor? Nu-ți vine să te retragi? Biblia zice, Ioșeba șobet tachinomitul și-a învârtit sulița peste 800 de oameni pe care i-a omorât dintr-o dată. Eu mă întreb, unde erau ceilalți evrei? Unii dezinteresați, la alții nu le pasă, alții nu-i pentru ei, nu e ecuația lor, nu-i problema lor, lăsați-ne în pace, zic unii. Ioșeba șebet a rămas singur și ca orice om s-a uitat la dușmanii lui și a numărat, că de-aia știm cât scrie în cronici. Imaginați-vă că numără 100 de oameni care sunt dușmanii lui. Mai numără 200. 300, 400, 500, 600 de dușmani, 700,
800? Întrebare. Când într-o luptă 800 luptă cu unul, cine ar trebui să câștige? Cine? Cine sunt mai mulți? David e pe câmpul de bătaie, dar n-a mers să lupte. Care Dumnezeu așa un sistem în care învârte lumea asta dacă trebuie să te pună într-un loc? Deci nu știu cum întoarce băiețelul nostru cu păr bălai și fața frumoasă, merge să ducă de ale mâncării la frații lui. Ăștia n-au nimic bun pentru el. Și Eliab, care pe lângă faptul că e înalt, se crede și mare, se crede inteligent, se crede tare. Și zice, la cine ai lăsat tu acele puține? Dar de ce o zic că-s puține? Ce? E vreo important acum? Au vrut să-l apese un pic. Acele puține oi ale tatălui tău. Când nici măcar n-ai oi, pentru că faptul că-s puține, tu ești cioban închiriat, slugă. Și băiatul ăsta nu-i venit să lupte. Nu-i antrenat din perspectivă ebraică. Nu-i angajat ca soldat. Dar băiatul ăsta e cu Dumnezeu și Domnul e cu el. Ce important e cu cine ești. Ce important e când ai de luptat în viața asta spirituală să fii foarte sigur că ești de partea Domnului. Să fii sigur în ce armată lupți. Să fii convins că tu nu lupți împotriva oamenilor, ci tu lupți împotriva duhurilor răutății. Că vreau să sublinez acum ceva. Dacă un frate te-a atacat printr-o vorbă care te-a durut până mătuva oaselor, ți-a înfiptos săgeată în inimă și ție-ți vine așa o rană din însângerarea aia, să-l ataci, să-i trimiți un mesaj în seara asta, să-i arezi tu că-o greșit și diavolul zice, fă să-l doară cum te-o durut pe tine, numai atâta. Dacă se poate un pic mai mult, e mai bine. Tu nu lupta cu oamenii. Omul ăla când ți-a aruncat o săgeată în inimă, omul ăla, de fapt, tu trebuie să înțelegi, bine ar fi să te rogi pentru el să fie salvat. Când spatele lui, un duc necurat, care i-a preluat controlul gândirii în momentul ăla, n-a fost atent și ți-a aruncat o săgeată. Nu-i săgeata lui, e săgeata diavolului. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Nu luptăm noi împotriva unii împotriva altora, ci împotriva duhurilor răutății, care se războiesc cu sufletele oamenilor. Noi nu luptăm împotriva oamenilor. Dacă te atacă cineva, tu fă-ți timp să te rogi, să postești, să stai la dispoziția Domnului și să ai curaj și putere sfântă să fie atacat dușmanul, adică duhul necurat care stă în spatele omului care te-a rănit. Ai curaj să zici lui Dumnezeu în seara asta, Doamne, mântuiește-l pe omul care mi-a făcut cel mai mult rău? Ai curaj? Asta se numește pocăință adevărată. Dacă tu zici, Doamne, rupe picioarele! Să le ardă grajdul, zic vecinii din localități, din sate. Fă-l să simtă, să-l doară. Nimicește-l. Rupe-i dinții în gură. O, stai. Asta a fost permis în Vechiul Testament, când psalmii, ziceam la tineret ieri, erau câmpuri de luptă spiritual vorbind. Domnul Iisus, stând întins pe cruce, vă întreb, a renunțat? N-a renunțat. Știți cum a luptat el cu armele iubirii? Și s-a uitat la cei mai crânci în dușmani și a zis tatălui, tată, vreau să birui duhurile astea necurate și te rog frumos, iartă-i. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Nu renunța la luptă, indiferent de numărul dușmanilor. Și David, continui istoria lui, vede că apare la orizont dita mai Goliatul, înalt. Cel mai probabil avea peste 3 metri înălțime, super securizat. Toate armele de care avea nevoie, avea și suliță, și scut, și arme, și pavăză, și era peste tot înarmat până în dinți, și cu veste antiglos, lăsați-mă să actualizez, totul e ok. Dar băiatul ăsta zice, eu mă duc împotriva ta, în numele Domnului Dumnezeului lui Israel, pentru că ai ocărât oștirea lui Dumnezeu. Nu te uita cât de mare e dușmanul tău. Nu-i măsura
armamentul. Nu te uita la sistemele lui, cât de bine vorbește, cât de articulat e, cât de multe relații are, ce bine să știe să ticulească lucrurile. Nu, nu-ți număra nici dușmanii, nici mărimea lor, nici puterea lor. Crede-te în Domnul. Crede-te în Domnul. Și ce-a zis David? Tu vii cu suliță, cu arc, cu arme, cu sisteme, cu experiența ta. Ești din tinerețea ta un războinic de 40 de zile și de 40 de nopți îngheți poporul evreu. Saul, împăratul cât de înalt e, cu cam mai înalt ca toți, tremură tot carnea pe el. Eu nu vin împotriva ta cu arme. Mi-am luat din râu niște pietricele netede, nici măcar pietrele n-au voie să fie ascuțite, că nu mă bazez pe pietrele mele. Îs netede. Mi-am luat praștia mea, cu care s-a obișnuit să lovesc, și vin împotriva ta în numele Domnului Dumnezeului lui Israel, pentru că tu nu ai legământ, tu ești un netăiat împrejur, tu ești dușmanul lui Dumnezeu și implicit ești dușmanul meu. Întrebare: când cel mai mic războinic, zero armat, înarmat, zero experiență de luptă, doar cu leu și cu ursul se lupta, când cel mai mic luptă cu cel mai mare, înarmat cu ultima generație de arme, cine ar fi trebuit să câștige în mod logic? Cine? Hai, spuneți-mi. Păi normal că Goliat. Dar Dumnezeu are o logică diferită. David n-a renunțat la luptă? A venit Saul și a dat armele lui. A zis, hai să te brag măcar, măcar să par că ești soldat dacă nu ești. Și-a luat-o, că e foarte smerit David și e ascultător, și-a luat-o și-a zis, păi, nici nu pot să mă mișc, lasă-mă în pace. Eu mă duc cum sunt. E foarte important când lupți spiritual să fii onest, să fii natural, să nu imiți, să nu auzi la cineva că o zici nu știu ce cuvinte să le spui și tu nu. Roagă-te ce simți în momentul ăla. Cheamă numele Domnului peste tine și du-te mai departe prin credință. Nu renunța la luptă, indiferent de numărul dușmanilor. Asta face o reformă extraordinară. 2 Cronici 14 sublinează modul în care, din toate perspectivele, se face reformă în spațiul evraic. Reformă spirituală, cum n-a mai fost de multă vreme. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. 2 Cronici 14. Asta a îndepărtat altarele, versetul 3, dumnezeilor străini și înălțimile. A sfârmat stâlpii dorești și a tăiat astarteile. A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul, cum vorbeam de dimineață, pe Domnul Dumnezeul părinților săi și să împlinească legea, nu o parte din ea, și poruncile, nu o parte dintre ele. A îndepărtat din toate cetățile lui Iuda înălțimile și stâlpii închinați soarelui. Mă opresc un pic aici. Mă mir cum poporul pe care l-a luat Dumnezeu de nicăieri, 600.000 de bărbați, i-a luat Dumnezeu de la cărămizi, din Egipt, i-a luat Dumnezeu de la sclavie, i-a luat și a trecut prin Marea Roșie și când Dumnezeu i-a văzut aproape să fie disperați, i-a zis lui Moise, Moise, ia toiagul, întinde-l înspre râul, sau mai precis înspre marea asta, care aproape că iese din mat, că atât de mare e debitul ei, și când tu întinzi capătul toiagului înspre mare, marea crapă în două și voi 600.000, cum spuneam de dimineață, poate peste 2 milioane de oameni, inclusiv copii mici, micșori, unii care încă nu erau înțărcați, veți merge și veți trece prin Marea Roșie ca pe uscat. I-a luat Dumnezeu de nicăieri, le-a dat o țară, le-a dat mâncare, le-a dat resurse, le-a dat alimentație, le-a dat bani. Le-a dat pomi. Le-a dat de toate. Și acum Dumnezeu i-a pus în situație să-i spună împăratului Asa, fiți atenți! Ați derapat spiritual. M-ați uitat. Ați uitat că eu sunt Iahve, Dumnezeul, singurul Dumnezeu adevărat. Și ați început să vă întoarceți viața voastră înspre idolatrie, înspre înălțimi, idolești și stâlpi închinați astarteilor. Și mai mult, ați ridicat stâlp închinat soarelui. Ați început să vă duceți după popoarele din care voi faceți parte și v-a asimilat popoarele astea. Și ați început să credeți că soarele e un Dumnezeu.
E seara în care Duhul lui Dumnezeu intră în cercetarea noastră. E Duhul lui Dumnezeu prezent în locul acesta. Și dacă ți-ai schimbat crezul, frate, și dacă ți-ai schimbat credința, soră, și dacă ai început să mergi în direcții greșite, și dacă Germania sau Trotzingen sau zona asta ți-a afectat mintea în anumite domenii, oprește-te în numele lui Iisus. Singurul Dumnezeu adevărat este Domnul. Lăudați să fie în numele Lui. Lăudați să fie în numele Lui. Allah nu-i Dumnezeu, Mohamed nu-i Dumnezeu, Buddha nu-i Dumnezeu, Confucius nu-i Dumnezeu, nici un prelat, nici Papa Francis I nu-i Dumnezeu, nici un președinte de cult nu-i Dumnezeu. Singurul Dumnezeu adevărat este Domnul cel Atotputernic. Înălțați să fie în numele Lui. Fă-ți curățenie pe telefon dacă mai ai Dumnezei falși. Fă-ți curățenie în tabletă dacă mai ai Dumnezei străini. Fă-ți curățenie în frigider dacă mai ai Dumnezei străini. Fă-ți curățenie în depărat, în beci, în casă, în familie, în inimă, în tot ce există viața ta. Fă-ți curățenie. Amin. Fă o curățenie radicală. Niciun vârf de ac să nu mai existe acolo care este împotriva lui Dumnezeu. Dărâmă tot ce e murdar. Când să dărâmi? Azi. Azi. Nu poate lucra uneori Dumnezeu în casa mea. Nu poate lucra uneori Dumnezeu în familia ta. Nu își poate derula planurile sale suverane, pentru că noi stăm uneori încăpățânați și ținem de ale noastre. Dumnezeii noștri. Pentru unii Dumnezeu e locul de muncă. Nu vorbesc de situații excepții, ci vorbesc de oameni care muncesc de dimineața până noaptea, de la 6 dimineața până noaptea la ora 1. Și nu mai au biserică, nu mai au familie și nu mai au Dumnezeu. Că banii sunt Dumnezeii lor. Că interesul să facă mai mulți bani e Dumnezeu lor. Când aud pe cineva care zice, uite, nu mai pot veni la biserică de 3 luni când m-au angajat nu știu unde. Nu vorbesc de șoferi pe tir, nu excepții. Oameni care își pot opri munca și să demonstreze practic că Dumnezeul lor e Domnul Iisus Hristos. Oamenii ăștia nu-i cred că nu pot, nu vor. Și ce-au făcut? Au pus armele jos. Și unii se mai miră, frate. Unii se mai miră unde le merge familia. Se mai miră ce ajung ei în 5 ani. Păi în 5 ani satana face praf, șterge pe jos cu tine. Nu în 5 ani, în 5 luni. Dacă tu poți să fii la casa Domnului și nu te interesează. Dacă tu în casa ta, tată, poți să strângi prungii și să aveți un moment de închinare, că ești preot în casa ta, nu ești doar bărbat, să lovești cu pumnul masă, ai responsabilități spirituale în casa ta. Să strângi prungii, să te rogi. Nu face asta bărbatul tău, soră. Preia controlul închinării. Ai drept din partea Scripturii. Știți ce mi-amintesc de la tata și de la mama? Când eram copil, când eram toți acasă, ne aduna pe toți să ne rugăm. Mi-amintesc că sâmbătă era o zi de post. Mi-amintesc că tata lua Biblia în camera din mijlocie și când intram în cameră îmi făceam o revizie și mă gândeam, nu cumva am luat o machetuță care nu era mea? Nu cumva am vorbit ce nu trebuie când m-am jucat în nisip? Era mic de tot. Că știam că fiecare dintre noi trebuie să zicem 2 versete consecutive, unul după celălalt. Și tata deschidea Biblia. Și de fiecare dată, supranatural, ne vorbea Dumnezeu la fiecare. Și mi-am analizat în viață. N-a existat, dragii mei, n-a existat duminică în care eu să stau acasă. N-a existat. Locuiam în Cluj-Napoca de când eram mic și mergeam în Feleacu, făceam naveta, mergeam cu o dubiță. Cu familia întreagă mergeam și toată casa eram la biserică. Când intram în biserică, mă gândeam bine, chiar dacă aveam doar 6 ani sau 5 ani, dacă beau apă din hol, din găleata aia cu cană, cum era pe vremea aia, că dacă beam prea mult, aveam probleme că eu nu aveam voie să ies din biserică. Dar niciodată nu m-a bătut pentru asta. Exista o rânduială familială. Nu exista eu să ies și să mă duc afară. Nu exista așa ceva. Și nu știu cum să vă explic.
Ce să mai vorbim de chipsuri, de machetuțe, de chestii? Oameni buni, deci nu exista, nu că n-aveam machetuțe acasă, dar la biserică era Dumnezeu, la biserică era cer, la biserică era închinare, la biserică era cântare, la biserică mi-amintesc că Duhul Sfânt vorbea prin profeți. Eram 6 frați, nu eram puțini, ca să ziceți că, păi tu erai 2-3 frați, ușor vă reglat. Nu, amvonul era aici, 3 băieți stăteam pe bancheta asta și 3 fete stăteau pe bancheta asta, de partea asta. Dacă odată, din cauza că m-aș fi plictisit, deși rare o să întâmpla asta, dar numai cu mine, cu toți frații și sororile mele, dacă începeam să mișc picioarele stânga, așa, față în spate, tata nu făcea nimic. Îmi trimitea o privire livrată, dar nu dură. Și uita la mine, instant mă opream. Instant. Dar îmi amintesc că în timpul de rugăciunii de la 9 la 10, care dura după ora 10 destul de mult, undeva pe la mijlocul bisericii era o mână de om, o soră prorociță numită Palaghia, care stătea pe un scaun cu spătar de lemn. Și când Duhul Sfânt vorbea prin ea, striga atât de tare, așa vorbește Domnul, încât intra curentul în noi. Simțeam un fior la 6 ani. Închinare. Închinare acasă. Închinare la biserică. Dacă nu-ți aduci copilul la biserică, dragul meu tată, nu vrea ca la 15 ani să vină la biserică. Ce ai sădit, asta vei culege. Să știți că e seara în care Duhul lui Dumnezeu ne vorbește la fiecare în parte. E Duhul lui Dumnezeu în cercetarea inimii mele, a casei mele. Și Duhul lui Dumnezeu mă determină prin cuvântul ăsta să mă uit la casa mea, să văd, mai există ceva idolatru? Ceva care nu-i pe placul lui Dumnezeu? Mai există ceva în casa mea, în inima mea, în familia mea, care este împotriva lui Dumnezeu? Pentru că am o problemă. Știți de ce au fost învinși evreii la graniță cu cetatea Ai, o cetate mică? Când au calculat și au zis, n-are rost, n-are nicio logică să punem toată armata în dotare să lupte cu cetatea asta care e mică, mică de tot. Știți de ce au fost învinși? Pentru că în popor era un Acan care și-a permis să ia, să bage sub preș cercetare. Asta face reformă din toate punctele de vedere. Și Biblia zice, a zidit cetăți întărite în Iuda, versetul 6. Căci țara a fost liniștită și împotriva lui n-a fost război în anii aceia. Știți de ce? Pentru că asta a fost tare. Pentru că asta a fost un bun strateg, un rege important. A avut o căpetenie a oștirii extraordinar de puternică. Nu! Știți de ce? Ascultați ce spune Biblia. Pentru că Domnul i-a dat odihnă. Când îți pui capul pe pernă, dacă reușești să adormi și ai somn noaptea, e pentru că Domnul ne dă odihnă. Cine recunoaște că Domnul ne dă somn și liniște în casă, să ridice o mână sus, să spună lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. Sănătatea noastră, resursele noastre, binecuvântările noastre, tot ce avem bun în casa noastră vine de la Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Și te-ai fi așteptat să zică asta extraordinar. Au zidit, dar și-au izbutit. Au început să-și numere și oamenii, soldații din țară, din regatul de nord, împărăția lui Iuda. Și Biblia zice, Asa avea o știre de 300.000 de oameni din Iuda, care purtau scut și suliță, și 280.000 de Beniamin, care purtau scut și trăgeau cu arcul, toți oameni viteji. 580.000 în total. Reformă spirituală ai făcut, toate lucrurile sunt puse în ordine, ai o viață curată cu Dumnezeu, ai și soldați 580.000, Asa, mâinile la ceafă, pe șezlong, somn. Nu mai trebuie să lupți. Ai luptat destul. Să o credem noi. Știți ce a zis dușmanul? Dacă el are 580.000, nicio problemă. Eu o să vin cu 1.000.000 de oameni. Că nu întotdeauna când ai o luptă spirituală e din cauza păcatului tău.
Sunt lupte spirituale care se dau în văzduh, pentru că cohortele demonice nu suportă ideea că tu ai făcut ravagii spiritual vorbind în armatele dușmane ale diavolului. Și sunt slujitori care sunt măriți cu mașina de diavolul să le intenteze un accident, pentru că în seara aia s-au predat 50 de oameni la evanghelizare. Și diavolul nu suportă. Și mai pune pe unul slab de înger, ca să nu zici de minte, să-i calomneze imaginea. De ce? Nu suportă Satana. Asa, ești omul lui Dumnezeu. Pui mâinile, așa, te retragi din luptă. Nu, încă mai ai de luptat, pentru că încă îți mai bate inima în piept. Versetul 9 zice, Zerah, etiopianul, a ieșit împotriva lor cu o știre de 1.000.000 de oameni și 300 de care și-a înaintat până la Mareșa. Asa a mers înaintea lui și s-a înșiruit de bătaie în Valea Țefata lângă Mareșa. Ce faci, Asa? Asa zice, mă întorc spre Domnul. Mă uit la Dumnezeu. Nu-l retrag pe Domnul din privirile mele. Ca azi dimineață, rămân cu Domnul. Cu cine vorbești în primul rând? Asa zice, vorbesc cu Domnul. Ascultați cum se roagă Asa, e fascinant cum se roagă omul ăsta. Doamne! Știi ce zice Biblia? Asa a chemat pe Domnul Dumnezeul lui. În luptă e foarte important să știi că Dumnezeul tău e Dumnezeu personal. Când e greu în casă cu un copil care începe să fie bolnav, mamă, când îi pui mâna la puls și te temi că s-ar putea să-i se oprească bătăile inimii, să nu uiți, tu ai un Dumnezeu personal. Tu ai un Dumnezeu viu. Și Asa se roagă și zice, Doamne, numai Tu. Avem noi strategiile noastre, ideile noastre, nu merge asta, merge cealaltă, merge cealaltă, merge cealaltă, merge cealaltă. Dăm dincolo telefon, rezolvăm dincolo, 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 zice Domnul, mai ai soluții? Mai ai variantele tale? Încă mai am vreo 5. No, pune-le, fă ce vrei, fă. Vrei tu? Încearcă. Și când toate pălesc și nimic nu rulează, și când zici, Doamne, numai Tu, Domnul zice, abia așteptam să aud vorba asta din gura ta. Că dacă ziceai că medicul, numai Tu. Între programe am primit un mesaj de la o soră dintr-o localitate din România și mi-a spus, frate Caleb, sunt internat în spital, trebuie să fac citostatice. Numai Dumnezeu mă mai poate ajuta. O să vă rog la final, la ultima rugăciune, să ne rugăm pentru dumneavoastră. Sora Leontina, Constantin, Domnul să o atingă și Domnul să o vindece. Nu citostaticele, Domnul vindecă. Doamne, numai Tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru. Ascultă ce zice Asa, căci pe Tine ne sprijinim și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru și aici ai șoc. Să nu iasă biruitor omul împotriva Ta. Asa, explică-ne un pic că nu prea pricepem. N-ai zis că ai ieșit cu 580.000 de oameni din Iuda și Beniamin și că de cealaltă parte, de baricada cealaltă în război, e Zerah etiopianul cu 1.000.000 de oameni și cu carele lui înarmați până în dinți. Nu despre asta e vorba? Adică nu luptă evrei cu etiopienii? Asa zice, da, în mod teoretic așa e. Dar în mod practic, noi L-am iubit și iubim pe Dumnezeu așa de tare că noi ne-am pus în spatele Lui Dumnezeu. Aici e Dumnezeu și noi suntem în spatele Lui. Ne-am lipit de Domnul. Când trag etiopienii și vor să lovească noi de acolo, din direcțiile în care trag, lovesc în Dumnezeu. Doamne, zice Asa, dacă vom fi înviși noi evrei la știri, se va scrie că Iahve, că Dumnezeul lui Israel a fost învins de Dumnezeul etiopienilor. Nu că evrei au fost învinși. Doamne, noi ne-am pus în spatele Tău, ne-am lipit de Tine, suntem contopiți cu Tine, fă ceva să nu iasă omul, adică etiopienii biruitori împotriva Ta, Dumnezeul adevărat al nostru. Aleluia lui Dumnezeu! A stat Domnul pasiv? Cine trebuie să câștige când sunt în război 580.000 de soldați de partea evreilor și de partea cealaltă 1.000.000 de etiopieni? Care e mai mult? Care e mai tare?
Milionul ar trebui să câștige. Dar când un milion luptă cu Dumnezeu, cine câștigă? Câștigă Dumnezeu. Lăudat să fie în numele Lui. Și ascultați ce spune Biblia. Domnul a lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa și dinaintea lui Iuda. Și etiopienii au luat-o la fugă. Mare-i Dumnezeu. Înălțat să fie numele Lui. Amin. Nu renunța la luptă, indiferent de numărul dușmanilor. În viața asta în care trăim, avem dușman spiritual la fiecare pas. Dacă ai putea să vezi cu ochii credinței lumea spirituală, câte duhuri și câte cohorte demonice sunt pregătite să-ți atace mintea, privirile, buzele, urechile, mâinile, picioarele. Dacă ți-ai dat seama, îmi văzduc acum în timp ce predic, ce luptă spirituală există. Pentru că Satana nu suportă ideea să predic adevărul. Dacă ți-ai dat seama, fiecare zi te-ai rugat pentru protecție. Fiecare zi ai spune lui Dumnezeu, mulțumesc. Mulțumesc, Doamne, că îmi păstrezi mițile în cap. Mulțumesc, Doamne, că mă protejezi. Mulțumesc, Doamne, că Tu cobori pe pista avionul cu care zbor. Mulțumesc, Doamne, că ești cu mine când urc în autobuz sau în mașina personală pe care Tu mi-ai dat-o, ea Ta. Mulțumesc, Doamne, că ești cu mine. Aleluia lui Dumnezeu. Aleluia lui Dumnezeu. Sunt mulți dușmani. Noi putem număra. Și Domnul nu ne îngăduie să-i vedem. Uneori când noi ne încredem în noi, Domnul îngăduie să vedem o parte din dușmanii care vor să ne tace viața și intrăm într-un fel de fior și mai să ne panicăm, dar Domnul vine și zice, ți-am arătat numai să știi cât de mult te iubesc și din câte te-am scos. Avem noi o cântare care spune, nici nu mai știu de câte ori m-a ridicat, nici nu mai știu din ce primești m-ai salvat. Nici nu mai știu, dar te slăvesc, te preamăresc și îți mulțumesc. Te laud, te iubesc, o Domn ceresc. Aleluia lui Dumnezeu. Amin. Nu renunța la luptă. Indiferent de numărul dușmanilor, doi. Nu renunța la luptă, indiferent de numărul dezertorilor. Că nici ăștia nu-s puțini. Indiferent câți dezertori există în jurul tău și care se retrag din luptă, tu nu renunța la luptă. Ne uităm la al doilea bărbat al lui Israel, care a fost un viteaz de excepție. Numele lui este Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. El era unul din cei trei războinici, doar trei, care au ținut piept împreună cu David, împotriva filistenilor, strânși pentru luptă când bărbații lui Israel se tăteau înapoi pe înălțimi. Rețineți că acest bărbat a ținut piept împreună, nu împotriva lui David. E foarte important de partea cui luptăm. Aici vreau să trag un semnal de alarmă. Dacă Domnul nu te-a pus, frate, să intri într-o luptă, nu încerca să intri în ea. Pentru că Domnul îți va da biruință doar în luptele în care te-a implicat El și în care te-a trimis El să lupți. În rest, nu am văzut cu ochii mei, n-am auzit cu urechile mele, nu zic nimic cu buzele mele despre asta. Amin? Amin. Nu-i responsabilitatea mea, nu-i chemarea mea spirituală, nu trebuie să iau eu o decizie care să îi conducă viitorul acelei persoane, lăcățel pe gură, gura închisă ermetic. Taci. Implicându-te printr-o simplă exprimare a unei opinii, să știi că diavolul abia așteaptă să zici ceva. Îți ia argumentul și ci că o pasăra cerului merge, poate și îi spune la cutărică și ți-ai făcut un dușman. Când ai știut să taci, când trebuia să taci, că te-ai implicat într-o lucrare care nu-ți aparținea și legat de care Dumnezeu n-a promis că-ți va da biruință, că nu-i lupta ta. Eleazar era împreună cu David. Și când toți soldații au plecat, au rămas unul, doi și el a treilea. Realizați ce se întâmplă, vă rog. Biblia zice, când bărbații lui Israel tăteau înapoi pe înălțimi. Eu vreau să te întreb numai atâta. Sunt oameni în jurul tău care altădată erau pocăiți și acum sunt în lume? Când ajungi acasă, fă un exercițiu de memorie. Dacă cumva ai pe telefon, dă search și caută poza de la botez. Dacă o ai undeva într-un album, într-un birou, într-un dulăpior, scoate-o de acolo, poza, și numără-i pe oamenii care mai sunt cu Domnul din ziua în care te-ai botezat tu în biserică, în care te-ai botezat, de la botezul tău.
Știți ce mă înfior? Că cel puțin unul de la fiecare botez e dezertor. Că Pavel e prins în celulă și e la ultima sentință. Judecătorul are ciocanul de lemn care abia așteaptă să-l atingă de masa de judecată, semn că urmează să fie rostită sentința finală. Și Pavel zice: Timotee, caută de vină curând la mine. Am o răceală puternică în spate la rinichi și adum haina de piele, dar mai mult decât toate adum sulul cărții, adum Biblia. Mă miră omul ăsta. A umblat în lumea asta când n-a umblat nimeni, a înconjurat planeta, a scris 14 epistole, a transformat Dumnezeu prin el oameni, a vindecat boli, a înviat morți. Și omul ăsta are timp la finalul vieții să-l intereseze, să mai citească un pic din sulul de carte, din Biblie. Dar o durere în suflet. Și ce zice, ce zice Sfântul Pavel? Timotee, tu nu fii ca Dima, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit, e desertor și a plecat la Tesalonic. Mă întreb și vreau să-l abordez pe Dima și să zic: Dima, ce-ai găsit la Tesalonic? Când scria Sfântul Pavel biserica, epistola către Coloseni, a zis: Pavel vă trimite salutări împreună cu Marcu, cu Aristrac și cu Dima, tovarășii mei de lucru. Dima n-a fost un oarecine, un om de pe stradă, luat la o evanghelizare, predat odată și scufundat așa la negru. Dima a fost un colaborator al Sfântului Apostol. Dima s-a încarcerat, a acceptat să intre în celulă cu Pavel, să fie o vreme cu el. Dima a fost un sfânt, un om al lui Dumnezeu. Dima trimitea salutări din celulă și în cartea Filimon încă îi apare numele. Dar cu Dima s-a întâmplat ceva. A devenit dezertor spiritual. S-a retras de lucrare. Mi-e milă pentru oamenii pe care îi suni și nu-ți mai răspund la telefon. Mă doare pentru oamenii botezați la care le trimiți mesaje și maxim te lasă în sin. Și unii setează să nu mai vezi dacă ai văzut ce e scris. Când nu-i trimiți niciun mesaj calumniator, ci cu dragoste îi spui: te aștept la biserică, te iubește Dumnezeu. Simt o gaură în inimă. Nu știu dacă nu să știți ce simt slujitorii când văd o astfel de atitudine. E groaznic. Sunt momente în care te uiți în jur și vezi oameni care se retrag, oameni care pun armele jos, oameni la care nu le mai pasă de biserică, oameni la care nu le mai pasă de cer, de Dumnezeu, de rai, de părăția lui Dumnezeu. Lăsați-mă în pace cu biserica, spun unii. Ce să-i mai pui deoparte? Că nici nu mai vor să vină să audă de Dumnezeu. Ahitofel, zice Biblia, era un om la care atunci când mergeai la sfat, e ca și cum vorbea Dumnezeu instant. Sfatul lui era direct de la Dumnezeu. Și în cazul în care David, împăratul, urcă pe muntele măslinilor plângând, și în cazul ăla a dat un sfat bun, dar Domnul a schimbat macazul ca să nu moară David și cu cei ce erau cu el. Și ce a făcut Ahitofel? Se un grav sindrom. Când și-au dat seama, când și-a dat seama că sfatul lui n-a fost băgat în seamă și n-a fost luat în serios, n-a fost aplicat, zice Biblia, culmea culmilor, și-a pus casa în rânduială. Ce rânduială e asta, măi? Ahitofel. Și-a pus casa în rânduială și a dezertat, s-a spânzurat, a murit. S-a dus direct în iad. Omul prin care vorbea gura lui Dumnezeu. Dezertor. Există un sindrom în lumea asta în care noi trăim, și anume, când cineva e dezertor, ai tendința să intri în gașca lui, că nu poți zice echipă. Și diavolul zice: tu nu vezi că majoritatea din jurul tău se retrag? Tu nu vezi că pocăința asta e foarte grea și majoritatea după câteva zeci de ani nu mai poți o ducă?
Tu nu realizezi că și tu vei fi învins dacă nu azi, peste 5 ani, peste 10, peste 15. Dacă cu tare dita mai pocăi tu, e dezertor. Eleazar s-a uitat la bărbații lui Israel, nu la băieții lui Israel, nu la băieței lui Israel. S-a uitat la bărbații lui Israel, oamenii care trebuiau să strângă ultimele puteri, oamenii care trebuia să spună: noi rămânem aici. Noi rămânem în biserică, noi umblăm cu Domnul în continuare. Dacă rămânem vânătăi, loviți, dacă chiar ar trebui să murim, murim pentru Domnul, dar murim luptând. Noi nu renunțăm la luptă. Bărbații lui Israel dădeau înapoi. Retragere, dezertori. Ce face Eleazar? Eleazar s-a sculat, zice Biblia. Ce foarte, ce important e asta, dragii mei. O, cât de important e pasul ăsta. Mulți stau lamentându-se, se plâng, așa căzut jos. N-au niciun viitor, stau în leșia lor spirituală, stau în amorțeala lor spirituală, stau blocați. Și Domnul zice: revino-ți, trezește-te. Te-am chemat la mântuire să te duc în rai. Te-am chemat și când ai intrat în apa botezului, mi-ai promis că toată viața ta o să mă urmezi. Nu mi-ai zis că dacă bate cancerul la ușă, te retragi din biserică? Nu mi-ai zis că dacă nu mai ai banii ca luna trecută, gata Dumnezeu și rai? Nu mi-ai zis că în momente dificile, când oamenii nu te înțeleg și nu pot pricepe necazurile tale, tu te retragi din lucrare? Mi-ai zis că toată viața o să mă urmezi. Eleazar s-a ridicat. Eleazar a început să lovească dușmanii. Biblia zice: s-a sculat și a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna. Pentru că, dragii mei, luptând spiritual, nimeni nu-ți promite că nu o să obosești. O să ai momente în viață în care îți va fi foarte greu. O să ai momente în viață în care nu mai simți să lupți. O să ai momente în viață în care Satana îți spune: nu mai lupta, nu mai fi implicat, nu mai fi încolo, nu mai lupta pentru Domnul. O să fie momente dificile în viața ta. Nu uita, chiar dacă obosești, mergi înainte prin credință. Încrede-te în puterea lui Dumnezeu. Chiar dacă vor fi momente grele, mulțumesc că apreciezi. Vreau să spun ceva, e foarte important, când lupți spiritual, nu te retrage. Nu te uita la oboseală. Dumnezeu cântărește oboseala ta. Dumnezeu știe nivelul tău spiritual. Când ești foarte obosit, important e un lucru extraordinar de important. Nu te retrage de lângă cartea asta. Ține-ți mâna pe sabie. Ține lipită mâna pe sabie. Vezi dușmani în stânga, în dreapta, peste tot. În văzduh se arată dușmani. Tu ține-ți mâna pe sabie. O să vină oamenii să spună: citește cartea cu tare, citește-o pe cealaltă. Vezi că dincolo, în greacă, în ebraică, scrie nu știu cum. Ține mâna pe sabie! Ține mâna pe cuvântul lui Dumnezeu! Nu te opri din cuvântul lui Dumnezeu! Egal ce zic oamenii! Credința pe care ai primit-o trebuie să fie ținută cu toată sfințenia. Ține-te de Domnul cu toată puterea ta. Cine crede ca mine să zic amin? Amin, lăudați să fie Domnul. Vor veni ironici aia inteligenți cu ghilimele, care îți vor bașocori credința ta. Dar nu uita, Dumnezeu îți va răsplăti credința care o ții. Credința dată sfinților, o dată pentru totdeauna. Tu rămâni cu Biblia în mână. Respect-o, nu ignora. Nu citi doar ca să fie un palmares spiritual mai bogat a vieții tale. Încrede-te în Domnul, ține-ți mâna pe sabie. Bărbatul ăsta ține strâns de sabie, încât zice Biblia, îi se încrestează degetele. Palma îi se lipește de sabie, că toată viața mea și a ta trebuie să ne fie lipită de Biblie. Oricât ai pierde pentru Biblie, nu renunța, că dacă va trebui să mor pentru cartea asta, Biblia, voi predica în continuare adevărul. Poate peste 10 ani, pentru mesajele care le transmit, voi fi încarcerat în pușcărie. Nu asta mă interesează. Vreau să țin mâna pe sabie. Dacă pentru cartea asta voi ajunge să fiu împușcat în cap cu un pistol, nu asta mă interesează. Vreau să țin mâna pe sabie. Nu renunța la luptă. Nu renunța pentru binecuvântări trecătoare, pentru beneficii materiale, pentru promisiuni omenești, pentru faptul că oamenii te apreciază. Astăzi oamenii sunt cu tine, mâine sunt împotriva ta. Tu rămâi cu Dumnezeu. Tu rămâi cu Biblia. Tu țineți mâna pe sabie. Este sabia cu două tăișuri care atinge mai întâi predicatorul și desface încheieturile și măduva judecă simțămintele inimii ale predicatorului, dar în egală măsură și ascultătorului, a fiecăruia dintre noi. Țineți mâna pe sabie.
Unii vor arde Biblia, alții au rupt paginile deja. Că dacă au fost ars Coranul, să fie arsă și Biblia și Tora. Unii își vor bate joc de cuvântul ăsta lui Dumnezeu. Unii prin practicile lor vor rupe pagină după pagină sau secvențe din Biblie și vă spune, asta nu-i pentru noi, asta e pentru romani, asta e pentru evrei, asta e pentru nu știu cine. Tu ține mâna pe toată sabia. Îndreptarul învățăturii sănătoase pe care l-ai primit de la mine, spune Sfântul Pavel în închisoare, ține-l cu toată puterea. Rabde suferințele, fă lucrul unui evanghelist și îndeplinește-ți bine slujba. Ține sus cuvântul vieții. Când oamenii îl calcă în picioare, când oamenii îl ironizează, când oamenii îl bajocoresc, când oamenii spun, da, s-ar putea să ți se potrivească numai ție, mine, nu se potrivește. Asta nu-i contextual, adevărul nu-i chiar absolut, e relativ, se potrivește la alții. Nu-i băga în seamă, te-ai făcut legământ cu Dumnezeu, nu cu un om. Tu te-ai fost angrenat în armata Domnului, nu în armata unui om. Tu ești scris pe numele lui Dumnezeu. Tu ești de partea Domnului, ține-te de Domnul. Țineți principiile pe care le-ai primit și păstrează-le cu toată sfințenia. Nu le terfeni pentru popularitate. Că astăzi oamenii te iubesc, mâine sunt în stare să te omoare. Dar Dumnezeu să fie cu tine toată viața. Aleluia lui Dumnezeu. Aleluia lui Dumnezeu. Eleazar zice, țin mâna pe sabie. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. El și-a făcut partea și Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Și ca întotdeauna, poporul s-a întors după Eleazar numai ca să ia prada. Frumos, cu ghilimele. Că atunci când e biruință, toți vor. La sărbători, toți sunt prezenți. Când trebuie să stea în genunchi, când trebuie să-i spui unei familii care e gata să o ia pe o direcție periculoasă, uite, dacă voi nu mai postiți pentru voi, eu voi posti pentru voi. Să le bați obrazul din perspectivă spirituală și să le spui, eu n-am niciun interes pentru casa, dacă te cunosc numai de 5 ani, dar uite, eu să postez pentru tine. Intră în luptă spirituală ca mine. Nu renunța la luptă niciodată, indiferent de numărul dușmanilor, indiferent de numărul dezertorilor. Poate în casa ta ai dezertori, oameni care au avut legământ cu Iisus Hristos și s-au retras. Și vezi că vin noaptea, vezi că umblă cu lucruri periculoase, vezi că umblă în zone periculoase și tu plângi, mamă, și plângi, și plângi, și plângi de 5 ani, și plângi poate de 10 ani. Nu renunța la luptă. Continuă să lupți prin credință. Vine o zi în care Dumnezeu îți răspunde la rugăciuni. Amin? Slăvit să fie Domnul. 3. Nu renunța la luptă, indiferent de numărul dramelor. Shama, spune Biblia, fiului Aghe din Harar. Filistenii se strânseseră la Lehi. Localitatea asta are reverberații speciale pentru că Samson, după ce a fost biruitor și a omorât 1000 de filisteni și după ce a prins 300 de vulpi și le-a nodat cozile și le-a dat foc să meargă în grânele filistenilor, să le facă praf toate proviziile lor pentru perioada următoare, după mare biruință era însetat și se afla la Lehi. Și a zis, Doamne, Tu ai îngăduit prin mâna robului Tău această mare biruință și acum să mor de sete aici, să cad pradă în mâinile dușmanilor. Și a strigat din toată puterea lui și Domnul a crăpat stânga și a țâșnit un izvor. Care Dumnezeu metode să mai crape stânci? Că tu nu mai ai nicio soluție, că tu nu mai ai niciun viitor, când oamenii din jurul tău îți spun, ești disperat, ești falimentar, ești distrus, nu mai ai perspective. Când te uiți în jur și vezi o stâncă, de unde să apară apă, că nici măcar nu e umezită, să fie rouă pe ea, să iei puțin din roua aceea pe vârful limbii, nimic, totul zero, a bătut soarele de dimineață până seara. Și ce zice Samson? La porunca Domnului, lovesc stânga asta, să crapă, să vină apă. Aleluia lui Dumnezeu. Dar nu e suficient experiența unor oameni care au fost cu Domnul în zona asta. Shama, e vremea ta. În generația ta trebuie să se vadă lucrarea Domnului. În casa ta trebuie să se vadă degetul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu întinsă, intervenția supranaturală a brațului cicatrizat din calvar al Marelui Rege Iisus Hristos. Nu te baza, Shama, pe faptul că ești la Lehi. Că simplu fapt că ești într-un loc unde lucrează Domnul nu înseamnă că va face o minune și pentru tine. Ai nevoie tu să fii implicat, tu să nu renunți la luptă. Îi spune Biblia, Shama s-a uitat în jur și în timp ce era război,
în timp ce era mare luptă, poporul nu mai avea nici un sorț de izbândă, nu mai avea niciun curaj. Dacă în cazul lui Eleazar, bărbații lui Israel dădeau înapoi, mergeau cu spatele, da? De data asta, în cazul lui Shama, băieții și bărbații și toți și toate familiile au luat-o la fugă. Ăștia se numesc dezertori, dar nu doar dezertori. Au în spatele lor niște trame. De ce fug oamenii ăștia? Vreau să vă imaginați că fiecare bărbat, fiecare cap de familie se gândește așa: am soția, am pruncii, dacă eu vă fi omorât, pe lângă faptul că se duce tatăl din casă, se duce și sursa existențială, eu muncesc, nu pot să-mi permiteați, așa că fug. Când un om fuge, are marcată în minte ideea de teamă. Are în spatele lui o dramă. Are în spatele lui o experiență. Are niște gândiri clare, niște evenimente care s-au înlănțuit în mintea lui și îi spun: nu are rost să stai în războiul ăsta, vei fi omorât. Când tot poporul asculta ce spune Biblia și poporul fugea dinaintea filistenilor, Shama a zis: eu nu renunț. Eu nu renunț. Știți la ce concluzie am ajuns? În orice familie există minim o dramă. Minim o dramă. Eram la o clasă la care nu mai predau anul ăsta. În cauza că nu mai pot, sunt prea multe ore. Și într-o pauză am intrat un pic mai repede și am auzit o voce a unui coleg care i-a spus unui băiat: taci mă din gură că părinții tăi sunt omuți. Oh. Rapid l-am corectat și am zis: cât trăiești tu de acum încolo? Păi de niciodată să nu mai spui vreunui om așa ceva. M-am uitat la băiatul care avea părinții surdomuți și am citit pe privirea lui o dramă. Nu știam de ce avea tendința când răspunde să facă semne cu mâna, de fapt așa vorbea cu părinții. La un moment dat l-am chemat la evanghelizare, că nu-i din familie de evanghelici. Și mi-a zis: domn profesor, eu vin cu drag, dar n-are cine să mă ducă și dacă mă duc părinții, ei vin degeaba. Ce dramă! M-am uitat la un alt caz, la o persoană care avea un aparat auditiv la ureche, avea decoloarea pielii și din când în când avea tendința să îl acopere sub ureche. Dramă! Întâlnesc oameni care au dizabilități și văd în viața lor o dramă. Întâlnesc soții care sunt neiubite și văd în viața lor o dramă. Plâng în hohote și spun: de ce mi-a îngăduit Dumnezeu asta în viață? Întâlnesc oameni care se tem pentru viitorul lor și trec prin circunstanțe care sunt incompatibile cu deciziile lor, sau mai precis, nu sunt generate de deciziile lor, și văd o dramă. Am ajuns la concluzia că nu există om care să nu poarte în suflet o dramă. La unii într-un fel, la alții în alt fel. Și drama fiecăruia e cea mai adâncă pentru el, o vede cea mai gravă. Shama e un bărbat care avea o dramă. Înțelegem din context că ar fi avut un teren mai mare, nu doar terenul ăsta de linte. Și că filistenii, mărșăluind în luptă, au intrat pe teritoriul ebraic. Și atât de tare au intrat încât filistenii au acaparat teritoriu după teritoriu. Și evreii, când s-au văzut capturați și blocați, au început să fugă. Fiecare a mers acasă. A zis: rămânem fără terenuri, dar măcar să rămânem în viață. Shama a rămas în ogorul lui de linte. Dacă ar trebui să-i calculăm cât costă ogorul ăsta, specialiștii spun că ar fi undeva valoarea la $100. Parcă-i aud pe ăștia care fugeau și-au pus mâinile la gură și strigau: Shama! Shama! Vino cu noi! Tu să mori! Shama, ești fratele nostru! Shama, ești bunicul nostru! Shama, ești unchiul nostru! Shama! Vino cu noi! Când în urechile lui se aud astfel de strigăte, când își imaginează cum l-ar striga soția, pruncii, cei dragi, există o presiune psihică. Ce alegi, Shama? Ce alegi, Shama? Alegi să rămâi tată în casă sau să fii omul lui Dumnezeu?
Ce alegi, Șamla, să rămâi cu Domnul în teritoriul ăla, unde e teritoriul casei tale? Și am zis, am o familie și vreau să vă spun ceva, indiferent ce fac oamenii din jurul meu, indiferent câte drame există în jurul meu, eu voi rămâne în ogorul meu de linte. Nu plec de aici! E-a meu! Nu contează cât e de scump. Nu contează cât valorifică lumea ogorul meu. Este ogorul meu. Ascultați ce spune Biblia, s-a uitat în ogorul lui de linte și s-a așezat în mijlocul ogorului, spune Biblia, l-a apărat. E vremea în care ca tată să-ți aperi familia, apără-o pe genunchi, nu în tribunale. Apără-ți familia de demoni, de cohorte demonice, de influențe imorale, de legi periculoase care vin și atacă familia ta. Ce diavolul ți-a zis, renunță la casa ta, renunță la familia ta și acceptă divorțul. Tot mai mulți mă abordează și îmi spun, pastore, dacă divorțez, nu din biserica noastră, așa îmi scriu pe internet ce mai mulți, dacă divorțez, mai am vreo șansă? Și îi spun, nu divorța. O bătrânică de 65 de ani m-a sunat la telefon într-o zi și mi-a zis, frate Caleb, am dosarul de divorț în mână pentru că bărbatul meu e un derbedeu. De 25 de ani îl suport și de 25 de ani îl țin în casă și nu face nimic pentru casa noastră. Uite, am dosarul pregătit, ce să fac? Și am zis, câți ani aveți? Vă rog să repetați. Mi s-a părut că am auzit greșit. Și am zis, 65 de ani. Cum? Și ca să o trezesc un pic, am întrebat-o, câtă vreme credeți că mai trăiți? Vă doriți 200? Adică dacă la 65 de ani, dumneata, ai idei să divorțezi, nici măcar nu e logic. I-am spus, soră, ascultați ce vă vorbește Domnul. Dosarul la care l-aveți în mână de divorț. Aveți în casă sobă de teracotă? Și a zis, da, avem, că suntem la țară. Noi, fai frumos, duceți-vă la cea mai mare teracotă din clădire. Deschideți ușa, ușița aia, unde băgați lemnele. Și puneți dosarul pe foc. Frate, dar Domnul vorbește, sigur vorbește Domnul. Sigur vorbește Domnul. Ascultătoare fiind, a băgat dosarul de divorț pe foc și a doua zi nu mai a avut ce să meargă cu acte la notar, la avocat. Nu renunța la luptă. O să vină momente de săgeți în creier, în mintea ta, când totul din jurul tău îți spune și se creează o panică extraordinară, că e mai greu ca oricând. Nu renunța la luptă. Richard Wurmbrand a stat în închisorile comuniste 14 ani în total, 14 ani. Când s-a întors înapoi în București, nici măcar n-a mai știut drumul spre casă, a mers pe liniile de cale ferată să ajungă. Specialiștii în comunism îi trimiteau scrisori, așa zise, din partea Sabinei, soția lui, și scriau cu scrisul asemănător, pentru că au dus-o la multe declarații și au cunoscut scrisul. Și a scriau scrisori de felul următor: dragul meu, Richard, pentru că de peste 10 ani nu mai poți veni acasă, eu am fost dusă la canal din cauza ta, din cauza credinței tale, și uite, nu mai rezist, mă retrag din familie și mă duc după un alt om, tată și semnătură, aproape identică în fals. La boxele din celula rece, sinistră, în care era Richard, unde erau niște paturi supraetajate din schelet de fier, fără saltere, cele mai multe dintre ele. Pe megafoane, prin boxe, suna o voce sinistră: Richard, Dumnezeul tău a murit. Hristos nu mai are nimic pentru viața ta. Biserica luterană unde tu ai fost pastor în București e închisă. Și asta era adevărat, că întotdeauna diavolul, ca să te prindă, spune un adevăr pe lângă multe minciuni. Renunță la Hristos și noi te eliberăm. Richard întotdeauna zicea: prea mult îl iubesc pe Dumnezeu să-i pătez onoarea și să-i lovesc cu brazul, scuipându-l și retrăgându-mă din această armată divină. Sunt oastea Domnului. 14 ani de închisoare, cu pardisiul lui lung, dar învechit și ros, cu clopul lui vechi, cu geamantan învechit, mergea pe liniile de cale ferată.
a urcat în mansarda unde a fost relocată Sabina cu Mihai. Mihai încă e în viață. A sunat la sonerie. Cine crezi că i-a deschis? Iubita lui, Sabina. A îmbrățișat-o și a spus, draga mea, permite-mi, te rog, deși e foarte foame, înainte să cinăm împreună, era spre seară, să stăm la masă cu Domnul, aveam voie să fac asta că era pastor. N-am luat cina Domnului de 14 ani, că l-au obligat să ia cina cu excremente umane. Ce au ajuns oamenii? Apropo de specie umană, ce neoameni erau oamenii ăștia? Dar Sabina n-a renunțat! Trăim într-o generație în care bărbatul se ceartă cu nevastă sa de la un simplu șervețel. Însă stare să-și dea în cap de la niște bucăți de praf, fire de praf. După ceartă dură dintre doi, îi întreb de la ce ați început. Nici nu mai știu. Și după ce se gândesc bine, știi ce zic? Bă, dar slab de minte am putut fi, că ne-am certat de la o furculiță. De parcă îi crăpau mâinile bărbatului care a venit de la job să spale cu furculița cum îi convine lui. Și de la asta s-a certat și mai să-și dea în cap. Oameni botezați la penticostale. Cunoaie. Pentru cunoaie se ceartă oamenii. Pe motive de gunoi istoric urcă pe scările tribunalelor. Nu renunța la luptă. E casa ta. Vă invit să vă ridicați. Ar vrea să stați cu ochii închiși, vă rog. Ascultă-mă tu, soră, care ai vrut să renunți să mai vii la biserică. Pentru că ce ți s-a întâmplat a fost nedrept. Domnul îți vorbește în seara asta. Nu renunța. Ascultă-mă tu, frate, care a fost dezamăgit pentru un fel de politică religioasă și ți s-a făcut o nedreptate. Dar nimeni n-a vrut asta, așa s-au derulat lucrurile. Domnul zice, nu renunța. Tu nu te-ai pocăit pentru biserică, pentru poziție, pentru funcție. Tu n-ai venit la Hristos ca să stai în fața unor oameni și să cânți, sau să ai o slujbă de altfel. Tu ai venit la Dumnezeu pentru mântuirea propriului tău suflet. Începeți să spui din nou mâna pe sabie, puneți genunchii în rugăciune, lasă să se scurgă din lacrimi, din ochii tăi lacrimi dacă e nevoie. Nu renunța la luptă, indiferent de numărul dușmanilor. Când ne uităm rolul și că suntem soldați în armata regelui și când pierdem focusul după cer și când ne mutăm privirile după Domnul și când vedem în jur insuccese și dureri și drame și dezertori și când vedem în jur o grămadă de motive care ne spun stai acasă, nu te mai du la biserică, că nu-ți mai bun decât ortodoxi, decât catolici, decât reformații, decât și decât și decât și decât, și când erai în lume erai tratat mai bine, nu renunța! Nu renunța la luptă. Shama, a mai rămas puțin în jurul tău, e casa ta. A mai rămas puțin teritoriu care din perspectivă logică, socială, psihică, emoțională, nu mai are niciun sens. Să știi că e aproape izbăvirea când lupta e cea mai crâncenă, când se scurg cele mai multe lacrimi, când atacurile demonice sunt cele mai dureroase și cele mai vizibile și cele mai adânci în inima ta. Nu renunța la luptă. Biblia zice, Shama s-a așezat în mijlocul logorului, l-a apărat și Domnul. Și Domnul a dat o mare biruință. Brekenadi zaras. Aleluia lui Dumnezeu. Domnul e prezent în locul acesta.
Domnul e prezent aici pentru sufletul tău, e prezent pentru viitorul tău, pentru viața ta, pentru inima ta, pentru falimentele tale, pentru durerile tale, pentru dramele tale, pentru insuccesele tale, pentru găurile și angoasele din inima ta, pentru lacrimile pe care le scurgi când nu vede nimeni. Shama, nu renunța, mai fă un pas. Mai fă un pas prin credință, mai retrage-te în odăița ta și mai roagă-te. Mai strigă-L pe Dumnezeu și zi: Doamne, ai milă și de casa mea, ai milă de familia mea, ai milă de pruncii mei, Doamne, ai milă de viitorul lor. Am să te asigur ceva bazat pe cartea asta sfântă, Biblia. Domnul le va purta de grijă. Domnul e puternic să-i binecuvinteze casa lor și familia lor va fi scrisă pe numele Domnului. O, să se întoarcă și cei care sunt dezertori înapoi, să se retragă din stările lor de păcat și fii risipitori, că avem un Tată care stă în pragul universului și care așteaptă oamenii disperați, oamenii care nu mai au nicio șansă, oamenii care nu mai au niciun viitor, oamenii care sunt în praful drumului, oamenii care sunt juliți și răniți în baltă de sânge. Marele Samaritean milos se așează și azi, pune genunchiul lui în balta ta de sânge și coboară la nivelul tău când tu nu mai poți, când tu nu mai știi, când tu nu mai ai soluții. Cineva coboară lângă tine. L-am simțit de atâtea ori. Numele Lui este Iisus. Rebet cantara manazias. Are putere de eliberare, are putere să rupă lanțurile răutății, are putere să desnoadă legăturile robiei, are putere să intre în casa ta cu pace, are putere să restaureze viața ta. Numele Lui este Domnul. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Dacă te afli într-o situație dificilă și ești ca Shama, sau poate ești ca Eleazar, sau poate ca Ioseba Cebet, și te-ai uitat în jur și ai zis: nu mai are niciun sens să lupt, nu mai are nicio valoare, tot ce fac eu aici n-are speranță, n-are viitor, degeaba mă rog, degeaba cânt, degeaba vin la biserică, degeaba stau în prezența Domnului, degeaba postez de atâția ani, am să spun ceva: fiecare lacrima ta e strânsă în burduful lui Dumnezeu. Există o răsplată și trebuie să fie. Există o răsplată a sfinților, există o coroană a dreptilor, există o binecuvântare a celor care stau în neprihănire și luptă prin credință, și Domnul va lupta pentru casa ta. Dacă ești ca unul din cei trei, dacă ai avut momente în care ai vrut să renunți, în timp ce vă rog să fiți cu toții cu ochii închiși, dacă în seara asta îi spui Domnului: Doamne, îmi retrag vorbele care mi-au spus și care le-am zis că mai vreau să lucrez. Mi-am pregătit demisia scrisă în format Word, dar o șterg, îi dau shift delete să dispară din tableta mea. Mă retrag din orice activitate care îmi spune să nu mai lucrez pentru Domnul. Renunț la idei de retragere. Vreau să trec linia de sosire. Vreau să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Vreau să lupt până la ultima suflare. Dacă va trebui să mor luptând, vreau să fiu eroul lui Dumnezeu. Vreau să fiu în armata eroilor. Vreau să fiu cu Domnul. Dacă e cineva care îi spune Domnului în această seară: Doamne, iartă-mă că am vrut să mă retrag, și ridic o mână că de acum mă reangajez în armata ta, să ridici o mână sus înaintea Domnului. E semnul că îți reactivezi chemarea. E semnul că îți renoiești legământul. E semnul că îi spui Domnului că-L iubești din nou, că-ți pasă de planurile Lui și că din această seară nu mai pui armele jos și te ridici din praful drumului, să faci curaj prin credință și mergi înainte. Dacă mai este cineva pe lângă cei ce au ridicat deja, nu puține o mână. Dacă mai este cineva care îi spune Domnului: Doamne, și eu îmi reactivez puterile prin Duhul Tău care se coboare peste mine. Vreau în seara asta să simt o putere deosebită. Vreau, Doamne, să lupt prin credință, Doamne. Vreau să-mi predau viața mea Ție cu toată ființa, Doamne. Vreau mai multă rugăciune, vreau mai mult post, vreau mai multă închinare, vreau mai multă Biblie citită, vreau mai multă prezență la biserică, vreau să simt mai mult prezența Ta. Vreau, Doamne, să-mi fac ordine în agenda mea și în prioritățile mele să fii pe locul 1 în viața mea. Nu renunț la luptă, Doamne. Să intrăm cu toții în rugăciune. Aleluia Ție, Doamne.